Tinerii ortodoxi și români din Franța se vor întâlni mâine în cadrul Congresului Anual NEPSIS. Evenimentul are loc în perioada 23-28 iunie la Catedrala Ortodoxă Română Sfinții Arhanghel din Paris. Tema de anul acesta este Prietenia Tânărului cu Hristos. Astăzi se fac ultimele pregătiri pentru Congresul Anual NEPSIS din Franța. Tinerii români care doresc să participe se pot înscrie pe site-ul organizației. Grupul a fost creat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale. Cu ajutorul Domnului vom relua organizarea Congresului NEPSIS Franța cu bucuria de a fi prezenți fizic împreună. Aceste întâlniri anuale au devenit deja o tradiție pentru tinerii din Franța. Asociația noastră, NEPSIS Franța, își are începuturile de mult, în 1999, la inițiativa înalt preasfințitului Iosif, Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale. Așteptăm în jur de 100 de tineri ortodoxi în toate regiunile Franței, iar congresul va avea trei părți. Prima parte va fi pe 23 iunie, seara, vineri. Începem cu rugăciunea, cu slujba vecerniei și va fi urmată de o agapă și un moment de cunoaștere cu unii sau de regăsire cu alții. Mai ales că mulți dintre tineri ne cunoaștem deja prin diferitele pelerinaje sau activități la care am participat, iar fiecare vin din regiuni diferite ale Franței, nu doar din regiunea pariziană. Partea a doua va avea loc sâmbătă pe 24 iunie, unde ne vom ruga împreună la Sfânta Liturghie Arhierească, în prezența înaltpreasfințitului Iosif, iar în a doua parte a zilei va avea loc un dialog între tineri și înaltpreasfinția sa. Aceasta va fi urmată de adunarea generală a Asociației NEPSIS Franța. Tinerii vor face un scurt bilanț al activităților din anul trecut și, bineînțeles, vom continua prin a discuta propunerile lor pentru proiectele următoare. Și aici mă opresc un pic asupra acestei zile, 24 iunie, care este și ziua ei, la blues rumen, în franceză, și ca toți românii de pretutine ne bucurăm să împărtășim acest moment. Ultima zi a congresului va fi duminică. Tinerii vor participa de dimineață la Sfânta Liturghie Arhierească. Rolurile acestui congres sunt multiple. În primul rând, ne dorim foarte mult să creăm un cadru în care tinerii ortodoxi în parohiile din Franța să se întâlnească, să aibă acțiuni culturale, sociale, de ajutorare a aproapelui, artistice, ieșire împreună, pelerinaje și, bineînțeles, cât mai multe proiecte. De asemenea, ne dorim ca ei să se apropie și să se implice cât mai activ în viața bisericii și sperăm că ei să reprezinte la rândul lor o prezență creștină în societate, fiecare să-și facă treaba cât mai bine acolo unde se află. În loc de concluzii, pot spune că NEPSIS înseamnă trezvie, iar acest lucru se traduce în cadrul asociației noastre prin încercarea de a fi cât mai atenți și prezenți în fiecare loc și moment în care ne aflăm, cu toate încercările, oscilațiile prin care trecem fiecare. Evenimentul are loc în Catedrala Ortodoxă Română din Paris. Sfântul Lăcaș a fost achiziționat de statul român în 1882 și a primit hramul Sfinții Arhangheli Mihail, Gavril și Rafael.